Guvernul a decis că medicii care vor semna dosare de pensionare pe caz de boală despre care se constată ulterior că au fost încheiate fără o bază medicală reală, vor rămâne fără drept de liberă practică. O soluție mult prea dură, ar spune unii, mai ales dacă e să ne gândim că în cazul unui malpraxis, de exemplu, nu se aduce în discuție retragerea dreptului de a profesa. Poate fi mai grav că un medic de specialitate a considerat că un bolnav merită recomandare de pensionare pe motive medicale decât o procedură aplicată greșit care mai apoi are repercursiuni toată viața asupra unui bolnav, se pare că executivul a considerat mai gravă prima variantă și a decis că îi se poate interzice să-și mai facă meseria dacă a acordat o pensionare pe caz de boală, deși nu era cazul. Doctorul Ioan Mihețiu este convins că sancțiunea de ridicare a liberei practici la care a apelat guvernul este una extremă și politică. Așa cum eu, ca medic, când tratez un pacient, gândesc o boală și o gândesc un anumit tratament, un alt coleg de-al meu poate să gândească aceeași boală și să-i acorde un alt tratament. Așa că în momentul în care eu stabilesc un diagnostic și îi propun pensionare, pentru că este o propunere de pensionare sau de acordarea unui ajutor pe motiv de boală, un alt medic sau alte comisii poate să gândească altfel și să nu fie de acord cu mine. Dar asta nu înseamnă că vine să-mi taie capul și să-mi interzică exercitarea profesiunii de a lucra ca medic. Este o măsură extraordinar de dură și extraordinar de politică, ca să spun așa. Eu înțeleg că nu sunt bani la bugetul statului, înțeleg că suntem într-o criză extraordinară, dar nici aceste măsuri excesive nu și-au motivația. De frica unor sancțiuni extreme și pe motivul incertitudinilor care există momentan în documentele care legiferează acordarea pensiilor de invaliditate, niciun medic sucevean nu s-a înscris pentru a face parte din Comisia Națională de Evaluare a Persoanelor care solicită o pensionare pe motive medicale. Colegiul Medicilor din Suceava a primit o adresă de la București prin care se solicită propunerea a 6 medici de medicină internă, ORL, oftalmologie, psihiatrie, neurologie și chirurgie pentru constituirea Comisiei de Evaluare. Ținând cont doar de sancțiunile pe care le anunță guvernul, atitudinea medicilor suceveni pare justificată. Se spune peste tot în lume că medicina este o activitate liberală. Cum mai este o activitate liberală când se restrâng drepturile? În județul Suceava sunt 34.544 de pensionări de invaliditate, pentru care statul plătește lunar peste 114 milioane de lei. Ultimul control derulat la solicitarea guvernului a făcut ca 229 de pensii de boală să fie suspendate la plată.